precaută, familia atât de precaută cu conținutul acestei cărți, care, răsfoită într-adevăr, creează o impresie de serioasă perplexitate. Și să ne vorbești, Andrei, de cum, de felul în care te-ai raportat la ea când ai citit. Sunt oarecum intimidat să vorbesc de față cu specialist amegură ca domnul Zanfirescu, doamna Iurescu. Eu am fost un iubitor diletant de Jung și recunosc că mi-a plăcut Jung, mai ales pentru că s-a despărțit de Freud. E o motivație subiectivă, firește, dar care pentru mine a contat masiv. Acum, legat de această carte, am să joc puțin provocator rolul avocatului diavolului, în speranța că specialiștii mă vor lichida în final. Vă mărturisesc că acum un timp, când m-am uitat prin carte în perspectiva întâlnirii de astă seară, am avut un moment când decisesem să nu vin, pentru că mi s-a făcut frică. Răsfoirea, parcurgerea acestei cărți, după părerea mea, este o întreprindere riscantă, periculoasă. Și m-am gândit la un moment dat chiar că ar trebui spus lucrul ăsta. Știți că sunt emisiuni de televiziune în care se arată că este o cascadorie cu prăjoasă, și apare scris pe ecran, nu încercați singur. Mi-am spus că așa ceva ar trebui să fie pe o banderolă în jurul acestei cărți, pentru că domeniul pe care el propune e un domeniu care nu-i de glumit. Și a intra nepregătit, neasistat, fără suficient discernământ în acest domeniu, e a expune unui risc suprem. Jung însuși știa asta și a spus-o de-a lungul vieții lui, au fost momente de acest tip când un experiment psihic, ca cel pe care a încercat să-l consemneze în această carte, te poate sminti. Sunt oameni care pătrunși, mai mult mai puțin întâmplător, în acest domeniu și-au pierdut mințile. El știa ce a pățit Nietzsche, știa ce a pățit Hölderlin și știa ce putea păți el însuși. Spune în mod expres, în mai multe rânduri, am crezut că sunt în pragul schizofrenii, mi-am dat seama că risc să ajung o frunză mânată de în voie de briza spiritului, lucrurile sunt periculoase. Acum, înainte să intru în subiect, vreau totuși să aduc un omagiu domnului Vasile Zanfirescu, care a făcut, cred, o performanță editorială, nu rară, unică, dacă nu mai știu, în momentul ăsta, pe piața românească. Și întregul grup de oameni care sunt alături de el la editura 3. În tinerețea noastră, că ne știm de mult, vreo 10 ani, el dădea deja semne de angajament masiv pentru psihanaliză și în cercul nostru de prieteni, toți aveam unele rezerve. Și mi-am aduc aminte că domnul Maica îi spunea chiar să o lase mai încet cu lucrurile astea, să nu se ocupe de sufletele atât de mult, să meargă la idei și așa mai departe. E, pe termen lung, Vasi a câștigat, pentru că a mers cu o tenacitate extraordinară pe drumul ăsta și a făcut până la un fapt de cultură care contează imens în formarea oamenilor din ziua de azi, care vor să aibă la îndemână instrumentele pentru acest domeniu. Și îl felicit din toată inima și mă bucur că a fost încăpățânat și neascultător. După mine, ceea ce, trecând acum la carte, meritul acestei cărți, respectiv meritul lui Jung, în general, pentru tot ce a făcut, este că a trecut problema visului dintr-un registru într-altul. Dacă eu, ca nespecialist, pot să rezum asta, aș spune
la Freud visul e un cod care se poate descifra. La Jung visul e un lume pe care trebuie să o interpretezi, să o asumi, să o trăiești. Visul pentru Freud și toată zona viziunii în general este un univers în care intri, din care nici să nu mai poți să ieși. El are o anumită realitate obiectivă. Deci Jung, cu acest tip de discurs, descoperă un nou teritoriu al realului, care nu e nici cel al corpului, al senzațiilor, nici cel al ideilor, nici cel al simplei emotivități, ci este un univers în care se întâlnesc toate astea, căpătând chip. E un univers de tip oglinzi, în care se reflectă și lumea de jos, și lumea de sus, și se întâlnesc într-un spațiu comun, care are autonomia și autoritatea lui. Descoperind acest nivel al realului, Jung descopere, sau vorbește despre o metodă care să te ajute să cunoști acest nivel. Pentru lumea simțurilor ai simțurile, pentru idei ai mintea, pentru asta ai imaginația. Dar imaginația e un cuvânt echivoc, pentru că imaginația poate să dea, mai ales în limba română, dar și în alte limbi, și-a interpretat în chestia imaginația poate să dea senzația că trimite la închipuire, la ceva care e o fantasmagorie. Ori nu despre acest tip de imaginație e vorba. Pe de altă parte, există în cultura europeană și în culturile orientale o tradiție a deosebirii între imaginația pasivă și imaginația activă, respectiv între imaginatio vera, care este cea care, care e un instrument de cunoaștere, și imaginația, care e un instrument divagatoriu. E o distinție pe care au făcut-o și mari figuri ale culturii occidentale. Voltaire vorbea despre o imaginație pasivă și una activă și stabilea că au funcții diferite. Coleridge vorbea despre fancy, pe de-o parte, și imagination, pe de alta. Dar și în Orient, Grigorie Palama, un autor mai puțin frecventat, vorbea despre imaginație omenească și imaginație divină. Și imaginația divină e un tip de imaginație care seamănă cu imaginația lui Dumnezeu când a creat lumea. Deci nu e o imaginație care închipuie lucruri, ci o imaginație care descoperă, care le pune pe masă, le înființează. Și asta este, ăsta este instrumentul cu care lucrează Jung. E, de ce e periculos să intru pe masă? De ce m-am speriat eu? Că altfel sunt destul de nesimțit în zona asta. Pentru că Jung pleacă de la principiul că tot ce se întâmplă în acest nivel al realului trebuie luat de bun. Că e o materie pe care trebuie să o asumi, să o analizezi, să o trăiești, să o interpretezi. El clasifică visele și viziunile, aș spune, pe orizontală, stabilind că este o tipologie, nu? Că sunt vise de tipul visuri compensatorii, visuri prospective, reductive, reactive și mai departe. Dar nu e o ierarhie pe verticală. Un tip de ierarhie care s-a practicat în istoria interpretării visului. Sunt vise bune și vise rele. Sunt vise care vin de la Dumnezeu sau de la mesagerii lui și vise care vin de la diavol. Sunt vise care pot fi luate ca ghid și vise care te pot sminti. Adică există, aș spune, un dioniziac al lumii ăștia, unde e foarte greu să te orientezi. Jung n-a apucat să afle ceea ce i-ar fi oferit lecturile din Henri Corbin, care
cercetând universul iranian, a descoperit acolo toate lucrurile astea. Într-un mod sistematic, clasificator, foarte explicit. Unde se auge de o lume intermediară, care stă între corp și idee și spirit, și care, în care, cu ajutorul imaginației ăștia de tip activ, poți să deslușești înțelesul ale sufletului. Ale sufletului propriu și ale sufletului colectiv. Există, am avut o discuție, nu știu dacă am mai povestit o vreme, am avut o discuție atât cu părintele Cleopatra, scrieți. Am avut ocazia să-l întâlnesc și l-am întrebat cum e cu visele. Și mi-a răspuns prompt, toate sunt de la dracu. Și chestia asta m-a perplexat, fiindcă am putut imediat, ca oricare dintre noi, să-i spun, bine, dar soțul Mariei află despre faptul că ea e însărcinată într-un vis. Era un vis care spunea un adevăr, era un vis care venea de într-o instanță de nepus la îndoială. Și mai sunt locuri în Biblie în care visul e o cale de dialog între Dumnezeu și credincioșii lui. Cum îmi spuneți că toate vin de la diavol? Și atunci părintele Cleopau, un moldovean, cu umor, rafinamente, arhetip, arhaice, mi-a spus, da, uite-mi, așa e, sunt și unele. Dar decât să-ți mintezi lumea, să le spui, să stea, să deosebească, să le explici, mai bine le spui că toate de la diavol și ai stăpat. E mult mai igienic să le spui asta decât să începi să le explici care e diferența. Dar în tradiția răsăriteană există menționată problema viselor încă de la primii călugări din posturile creștinismului prim. Ioan Casian, un călugăr și un teolog care are de-a face cu noi, că a trecut și pe aici la un moment dat, spune la un moment dat că e bine ca un maestru spiritual, adică un călugăr versat, să cerceteze visele ucenicilor. Ca să-i spune ceva despre cum sunt ei alcătuiți, despre ce trebuie să facă pentru a-i dirija în mod convingător. Evagrie Ponticul însă, dimpotrivă, spune ca și Cleopa, asta e slăbit. Niciun vis nu trebuie luat în serios. Ioan Scăraru face o deosebire care e foarte amuzantă și care se poate practica de oricine. Spune, există un criteriu simplu să deosebești care vise de la dracu și care sunt de la înger. Dacă te scoli bine dispus, sunt de la dracu. Pentru că înseamnă că ai visat ceva euforizat. Ceva care ți-a dat o dilatatio animii riscată. Te-ai umplut de slavă de șară. Dacă te scoli mohorit, dacă te scoli cu senzația că te așteaptă iarul, atunci ai un mesaj angelic. Și ăla trebuie să fie luat în seamă. Dar tot Ioan Scăraru spune, cel ce crede visurilor este asemenea celui ce aleargă după un brasa. Percepând, deci, un fel de risc în acest efort. Și tot el spune că e riscant să gândești ziua lucrurile pe care le crei noapte. Există o diferență de o ușură de nivel care nu e în avantajul niciunei din părți. În orice caz, avem de-a face în mod clar cu o cutie a Pandorei. Și de-aia avem voie să avem mici momente de panică. Novalis spune undeva, e bine să nu atentăm la pudoarea zeităților visului. Iar în tradițiile Chinei vechi există ideea că un vis devine adevărat și, deci, practicabil, utilizabil, real, în clipa când îl asumi. Dacă cineva visează că o să moară, de pildă, dar nu ia în serios chestia asta, nu moare. Dacă cineva visează că moare și ia în serios chestia asta, moare. Asta zic că visul trăiește prin delegații,
prin ceea ce tu investești în el. Acum, un ultim lucru pe care vreau să-l mai spun, este că există, eu când spune prin ce procede și-a indus aceste stări, spune că ideea e să te pui într-o anumită stare, să o lași să devină dominantă, să o cureți de orice emoții colaterale sau așa, și să o lași să articuleze ea în tine un discurs anumit. Ori asta e un procedeu pe care fac, îl practic artiști, în general. Face anumite Brâncuși care spunea, greu nu este face o lucrare, greu este pui în stare de a o face. Ori în această credință, suntem cu această carte și cu acest tip de discurs al lui Jung, într-o zonă a creativității. El produce, dincolo de materialul științific pe care îl propune, produce și un obiect de artă. Și cartea asta arată așa. El e și un creator aici. Adică, imaginatio vera se combină puțin și cu imaginația cealaltă, înnemțește, dacă pot să devin atât de pedant, doamna Mișto o să mă susțină, există o foarte bună diferență între două cuvinte care par să spună același lucru. Ai Einbildung, care este tradus cele mot a mot după românescul închipuire și care e divagatorie, și ai Vorstellung, care este a pune în față, a pune dinainte o lume, un univers, o propunere. Deci ai închipuire și propunere. Asta e și una așa. Ultimul lucru cu adevărat pe care vreau să spun următorul. Spaima mea vine și într-un fel de gelozie. Eu când văd ce vise visau ăștia, mă înțeleg. De ce eu nu visez așa ceva? Bun, poate nu țiu minte, fiindcă în general nu țiu minte ce visez. Dar nici nu am de mână să visez lucruri incredibile, niște scenarii, niște compoziții baroce. Nu orice om, ca dumneavoastră și ca mine, visează că merge pe o pajiște, că în pajiște aia se deschide o gaură zidită, cobori înăuntru, dai o cameră, în cameră un tron, pe tron este un arb, un trunchi de copac, care este făcut din carne și din piele, care are în vârf un ochi, și în clipa când vezi asta, auzi vocea mamei care spune, ăsta e mâncătorul de oameni, și tu în clipa aia, nu știi de ce, te gândești la Hristos, formă, realizezi că ai de-a face, de fapt, cu un simbol falic și că ești inițiat în misteri lectonici. Să vă rog frumos, dacă aveți aceste vise, repede la drumul Zanfirescu. Sau la doamna Minulescu. Pentru că eu nu cred că asta e ceva care se întâmplă pe bandă rulantă. Cum în fiziotii încep și vezi toate drepovenile astea. Formidabil. Nu știu de ce era făcut psihismul acestor oameni, că aveau asemenea o asemenea turmentată viață locului. Nu e chiar la îndemână. Îmi vine să spun că și le-și induceau, pentru că dacă vreme de câteva decenii nu te ocupi decât de mitologie, de simbolistică, de arhetipuri, de analiză și de viziuni, le și visezi. Asta visezi. Visezi lucrul de care te ocupi. Și visele tale încep să ia forma ținutului conștient pe care, într-un fel sau altul, îl induci, ocupându-te cu asta. Dacă nu ești Jung sau Freud, visezi ca prostul. Visezi un merge pe un drum și te strigă unul. Dacă ești Freud sau Jung, la mea e groasă. Cu această perplexitate și oarecare invidie, mă opresc și îi las pe specialist să spună adevărul.